Așadar, iată-ne din nou împreună cu clasa a patra și am să purtăm așa o discuție rapidă. Deci, clasa a patra. Aș vrea să trecă un pic de revistă, să vedem cărui motiv îi se datorează, să spunem, e succesul pe care l-am întâmpinat, că l-am obținut. Nu l-am obținut. E succesul pe care l-avem în momentul de față. Și veneam, de ce am trecut pe lângă voi așa de imers, mă gândeam cum abordez eu discuția cu voi. Și mi-am amintit, Daria, când ai venit acum 2 ani, parcă văd și acum, nu știu dacă ați venit deodată, mai târziu. David, da. Daria dintr-a treia. A treia. Și când am văzut-o prima dată, am zis să-i dau și eu o problemă. Ei zic, ce problemă ai tu? Asta e problema mea, că n-am nicio problemă. Deci, atenție, cu asta am deschis noi discuția, Daria. Ce vreau să te atenționez? Faptul că la clasă aveai sentimentul că ești cea mai bună la clasă acolo, a apărut autosuficiența. Imediat apare acest prea plin. Această stare de n-am eu treabă cu altceva. Nu știu, eu sunt atât de bună încât nu am nimic, nu mai am nimic de învățat. Deci este foarte periculos acest lucru. Comportamentul acesta. Este extrem de periculos. Exact, eu nu l-am încurajat. Nu l-am crezut, dar i-a ajuns la nivelul ăsta. Exact. Ea se credea cea mai bună. Acest lucru te-a costat enorm de mult. Altă chestiune. La amândoi am văzut-o după ce și Davide a intrat în relație cu mine. Am mai văzut încă un lucru. Mergeți foarte tare pe sistemul pe care l-a aveți de la învățătoare și foarte greu reușesc să vă schimb modul de a gândi. Pentru că voi ați avut rezultatele acestea, le adunăm, le scădem, nu știu ce, nu știu cum, fără să fiți ordonați să luați un raționament de la un capăt, să-l duceți în partea cealaltă, să-l urmăriți, să vedeți în fiecare etapă care sunt eventuale capcane, care sunt riscurile eroarei raționamentului. Dacă nu citim corect, cu atenție, cu răbdare. Sigur că da, sigur că da. Și încă ceva, n-aveți deloc educație pentru ca să ascultați părerea celuilalt. Este fantastic de grav. Este extraordinar de grav. Nu vreți să vă spun un lucru? Ca o șmecherie. De foarte multe ori, eu nu știu probleme de acasă, nu? Să înțelege. Le citim aici. Adevărat. Și ce fac eu? Aștept o idee de la voi. Da? Este șmecheria mea. Da. Aștept o idee de la voi. Dar când aștept o idee de la voi, de fapt vreau să văd cum porniți voi. Și s-ar putea să fiu, eu sunt foarte atent la ei, modul care emiteți voi ideile, sunt atent ca să fur și eu din ideea voastră. Dacă este bună, o preiau. Dacă nu, ușor o criticăm, vedem slăbiciunile, niciodată nu repet. Da. Niciodată nu repet pe nimeni. Că și o idee proastă este ideea ta. Dar tu n-ai vrut să o dai una proastă, ci ai vrut să fie una bună. Atunci trebuie să vedem, să corectăm și să vedem ce trebuie făcut. Deci, pe scurt, te-am văzut repede, dacă și pe tine, și pe Daria, și pe David, pe tine, dar cumva am spus că nu-i prea bine, nu știu ce, plângem. Sau v-a supărat. Da, se supără deodată și în loc să fie, de ce nu știi cum, domn profesor? Hai să vedem, hai să ne ajutați, hai să vedem să facem corecția. Deci, trebuie să vă disciplinați, să aveți o atitudine corectă pentru a face discuțiile frumoase și să ajungeți spune, uite ce frumos este, ce bine, ce minunat este când raționamentul curge și noi îl putem duce. Deci, aceste lucruri ne-am întâmpinat de fiecare dată. Eu, de când treceam la clasa a șaptea, foarte stresat de la voi, datorită faptului că nu erați deloc disciplinați în gândire. Da? Nu doreați să fiți, să vă ordonați. Spuneți, care e problema? O dă rezultatul? Exact. Calculul final. Calculul final. Dă rezultatul? Care e problema? Păi asta e problema. Să vedem dacă acolo am ajuns corect. Asta e problema cea mai importantă. Da? Deci,
acest lucru v-a costat foarte mult. Iar munca pe care noi am desfășurat-o aici, în dorința de a schimba comportamentul vostru în gândire, nu e deloc simplu. Foarte dificil. Foarte dificil. Pentru că stilul este acela. La plesneală, noi am avut aici și alți colegi de-ai voștri și am văzut acolo cum la un moment dat puneam eu să aproximăm numele, înmulțirea două numere, vă amintiți, nu? Da, da, da. Din două cifre, din trei cifre și să zic, estimăm cam să fim cât de se poate de aproape. Vă amintiți, nu? Da, așa. Dar erau date rezultatele la plesneală. Dacă o să lapta și eu zic altceva. Exact. Eu mă străduiam, aveam deja 2-3 ore în spate de lucru. Din asta și tot la plesneală. Și tot la plesneală dădeam. Nu doreau. E și vorba de angajament. Mă iertați-vă, mai spun că niște lucruri. Sunteți și voi mamele aici prezente? Vreau să vă mai spun că eu am îmbrăcat haina pe care o îmbrăcați voi acum de părinte și am avut o atitudine foarte exactă, încă de mici. Deci, în casă, copiii au responsabilități. Deci, neapărat responsabilități. Dacă nu au responsabilități, am stricat tot. Deci, fiecare trebuie să facă ceva. Cristi era de 5 anișori, vă spun aceste lucruri cu toată dragul, pentru că meseria de părinte este una cea mai dificilă putință. Nu există o școală a părinților. Dragostea excesivă distruge copilul, pur și simplu. Deci, vorba aceea de bătrâni cu patul prin somn este foarte tare, foarte importantă. Ei bine, Aura avea 3 anișori și Cristi avea 5. Ne-am dus la cules la struguri. Și la cules la vie. Și la treabă toată lumea. Gata. Fiecare culegem, ne ducem la butuc, facem, lucrăm. Nu m-a interesat pe mine ce se întâmplă acolo. Scuturajul, mă, tati. Important era atitudinea. Atitudinea, facem treabă. Cristi, așa era o poziție acolo, când nisip să juca. Băi, treci mai la jucând. Eu cu sacul de struguri în spate, în sfârșit, munceam acolo. Băi, treci eu. Tu bei, tu muncești. Tu să culegi. Tu bei, tu să culegi. Bine? Fii atent, dar de mâncat nu mănânci seară? Atenție, nu mănânci seară? Nu beau. În sfârșit. Aura, în partea cealaltă, Cristi, iartă-mă că pot spun asta, sau o spun, o să vezi și tu filmulețul. Așa. Aura, dar îi folosește și lui ca părinte acum. Păi. Comportarea mea de atunci, sigur că va folosi. Aura, Nicol, tata, eu culeg, 3 anișor, mergea printre putuși, așa, apucat de struguri, cădea în fund. Da, avea importanță chestia asta, atitudinea. Eu culeg, am cules tata, am o căldărușă, am o căldărușă. Foarte bine, foarte bine. Okay. Terminăm mai devreme. V-am spus aceste lucruri ca mod de a ne comporta în relația aceea pe care o avem cu copiii pentru a supraveghea o evoluție corectă. Altfel, lucrurile nu se mai îndreaptă. A învăța înseamnă a munci. Este forma de muncă. La fel, insist, acasă fiecare are responsabilitatea lui. Cunosc o familie aici, merg la Tisa Silvestre, sunt 9 copii, unul după altul. 9. Unul din ei l-am botezat eu. Am o familie cu 9 copii. Toți știu fiecare locul lui și rândul și locul ce ar de făcut. Fiecare cu programul lui, tot. Când se cresc unii pe alții, totul e în flux. Ca la albinuții. Da. Exact. Ca la albinuții, fiecare albin are rolul și... Nimeni nu împinge de la spate. Nimeni nu împinge de la spate. Deci totul trebuie făcut cu foarte multă grijă, dacă vrem să vedem. Sunt copii de aceștia, v-am spus de ori, v-ați uitat la filmulețele voastre pe care, la care voi sunteți actori? Nu, niciodată. Nu mă interesează. Sau dacă v-ați uitat odată împins de părinți. Dar cei care nu au șansa să fie aici prezenți și învață numai după prof online. Azi m-a sunat iarăși cineva din clasa 5-a, cu mămică, foarte încântată, cum face, cu ce drege. Deci se poate. Azi, atâția oameni, atâția copii care beneficiază și sunt încântați și voi sunteți în prim plan aici și trebuie să fiți, cum se spune,
cu urechile cât pâlne, așa, ca să prindeți tot. Nimic să nu scape. Și calitatea lecției depinde de interesul pe care îl manifestați voi, pentru că dacă începeți să puneți întrebări, domnul profesor, dar dacă ar fi așa? Și aștept răspunsul. Au pus unul dintre voi întrebarea, așteptăm răspunsul până ne ducem la capăt. Poate chiar tu poți să-i dai răspunsul lui Daria în condițiile care vine cu o întrebare. Ne așteptăm și ne urmărim unul pe altul ca să înțelegem bine ce se întâmplă în timpul lecției. Altfel să știți că nu se atinge scopul. Și mâine vei intra în clasele la 5-a, unde se pune problema în disciplinei, profesorul nu-și poate face ora ca fiecare să vorbească, fiecare face ce vrea el acolo, nu știu, disciplină, de afară. Nu se discută. Deci așa trebuie să înțelegeți. Este un exercițiu foarte interesant de ajuns în clasa a 5-a cu profesorii care sunt la acolo. Numai, las deoparte, eu am seama, e o discuție în care am portat, las deoparte greutățile care sunt imense în țara asta la noi, datorită incorectitudinii în comportare. Pentru că sunteți victime foarte des a acestui stil păgubos, acestui stil de, cum să spun, de bișniță, de relație incorrectă care se produce în societate. Și voi, dacă și voi vă furați căciula prin neatenție, atunci vă prăbușiți complet. Da? Deci, asta este o situație, pentru mine, ceea ce s-a întâmplat acum, doar a fost o dovadă a faptului că mizeria este imensă. V-am povestit pe timpul meu, când aveam tezele perfect făcute, dar la contestații și nu s-a putut face. Mă uit pe teza așa lui Adi, perfect făcută și nu. Nu vor să o corectez. Nu vor. Ai și te depunctează. Atât de dramatic. Dar mergem înainte. Să sperăm că undeva s-o rămâne. Dați-mi problema aceea de la început. Sunt 6 bile albe. 6 albe. 9 bile galbene. 9 galbene. 12 bile roșii. 12 roșii. Și 15 bile verzi. 15 verzi. Să se determine. A. Numărul minim. De bile ce trebuie extrase pentru a fi sigur că am extras cel puțin 5 bile galbene. Extrase. Pentru a fi sigur că am extras cel puțin 5 bile galbene. Bile galbene. Deci, eu ce trebuie să fac acum? Să citesc cu foarte multă atenție. Da? Cum ai făcut obiduțul aici? O secundă, numai... Eu vreau să trăiesc în pielea ta, da? Exact situația ta. Deci este vorba de urmă cu compoziția aceasta. Compoziții ce înseamnă? Cu structura asta, albe, galbene, roșii și verzi. Dar bilile nu le vedem. Vreau să spun, ne închipuim că n-avem cum să le cunoaștem. La loto știți bine că numele sunt capsulate acolo, da? Aceste bile, se închipuiți-vă că sunt în interiorul acelor capsulate, da? Și nu le vedem. Nu știm care sunt, câte sunt albe, câte sunt roșii, câte sunt galbene, nu știm. Știm că ăsta ar fi numărul, dar noi când extragem una de acolo, nu știm care, ce bilă am luat. Ce zice la prima întrebare? Câte bile, care este numărul minim pe care îl putem extrage, pentru a fi sigur că am extras 5 bile galbene? Da? Câte bile, care e numărul minim? Deci numărul minim de bile pe care trebuie să le luăm, da? Care e numărul minim pe care trebuie să le scoatem, pentru a fi sigur că am extras numărul acela pe care l-am extras, numărul de bile, să află și cele 5 bile galbene. Obligatoriu 5 bile galbene. Să află și altele. Dar eu vreau să fiu sigur că am luat 5 bile galbene. Și ca să meargă treaba, plec de la
un alt exemplu mai ușurel pentru început. Dacă ar fi fost în urnă 7 albe și 3 galbene, câte, care ar fi, deci numai cu două culori, care ar fi numărul minim, Davide, care ar fi numărul minim de bine pe care le trebuie să le extragem pentru a fi sigur că am luat și una galbenă. Și una galbenă. Printre ele, una galbenă. Le spus pe toate, 7 și 1. 7. Și ele 7 ghinion, adică am scos numai albele, toate. Și încă una ca să fie sigur, da? Dar care ar fi numărul 8 arțe, da? Deci, pentru a fi sigur că am extras una galbenă, trebuie să extragem 8 bile. Care ar fi numărul Daria, numărul minim de bile pe care trebuie să le extrag pentru a fi sigur că am extras două albe. 3 plus 2. 3 plus 2. Da? Gurița mai mare. 3 plus 2. 3 plus 2. 3 galbene și 2 albe. Da? Ghinion am tras pe cele toate galbene și atunci iau și două albe și suntem siguri că am extras pe cele două albe. Care ar fi numărul maxim de bile pe care le extragem pentru a fi siguri că au rămas 4 bile albe? Stai. Deci care ar fi numărul maxim de bile pe care... Numărul maxim vă cere, nu minim, da, domn profesor. Deci numărul maxim de bile pe care le extragem... 7. Pentru a fi sigur, gurița mare și fără să... Am zis, pronunță cuvintele clar, da, nu șapte, se alinta. Șase. Așa. 7. Da. Deci... Ascultați părerile unul la altul. Eu cred că 7, pentru că... O secundă. Tu zici 7. Da. Tu ai zis, Daniele? 6. Mai formulez o dată întrebarea. Care e numărul maxim de bile pe care îl extragem pentru a fi sigur că în urnă au rămas 4 bile? 4 bile apariză, nu? 4 bile. 4 bile de care? 4 bile albe. Albe. Da. A, înseamnă 4 bile albe. Da. Da. La 6. Deci care e numărul maxim de bile pentru care? A fi sigur că au rămas 4 bile albe. Deci nu le iau, nu 3, 4. 4 bile albe, să rămână. 4, să rămână 4 bile albe, să rămână. 6. 6, da? Adică, ce, cum ai gândit, te rog? 3, la 3 galbene. Deci, mergem pe varianta că în momentul în care le tras... Sunt pe 3 galbene. Da. Și apoi câte se mai scot că să rămână 4? Încă 3, și atunci 6. Deci, încă 3. Practic, din suma totală, din suma totală, care am era de 10, da? Faptul că a zis să rămână 4 albe, înseamnă că tu ai zis să extragem 6 din ele. Acum, David, ești de acord? 4, 3, 4. Eu nu de acord. Uite. Eu... Păi eu la 4, cine îmi dă mie certuri? Nu-i una galbenă. Sigur că da. Sigur că da. Păi dacă ai 6, mama, tu poți să iei 6 albe. Păi sunt 3 galbene, dacă nu-i 4 albe. Da, da, 3 ăsta. Să rămână. Tamar să rămână. Sau una să rămână din ele. Aha. Cine îmi dă mie dovadă că dacă scos 6, sigur rămân cu 4 albe. Nimeni. Never. Deci vezi? Cât să scot maxim, totuși ziceți. Da, 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 da. Cel mai mare. Să fiu sigur că rămân 4. Da. Stați. Ca să rămână 4? 3. 4 albe. 3. Da? Deci, 3. Maxim 3, da? Da. Deci, dacă o leu pe alea 3 galbe, o leu pe alea 3 albe și îmi rămâne 4. Ghinion, bag mâna, am scos, e albă. Ghinion, bag mâna, e tot albă. Bag mâna, e tot albă. Am scos 3. Îmi rămân acolo 4. 7. Da. Suma 10. Da, da, da. Sigur sunt 4 albi și 3 galbene, dar nu mai contează. Asta e. Deci 3 atât. Exact. Numărul maxim pe care îl scoate este 3. Da. Pentru că dacă s-o întâmpla să fie toate galbene, foarte am bine. Cel puțin 4 aici, nu? Exact.
4 aici. Da, dacă chiar 7. Chiar 7 sunt. Corect. Deci e foarte clar, să fie, să rămână cel puțin 4, să rămână cel puțin 4 bile albe. Am făcut acest joc. Dar dacă ar fi așa, Daria, care este numărul maxim de bile pe care pot, care trebuie să le extrag pentru a fi sigur că mi-au rămas două bile galbene? Două galbene. Cel puțin două galbene. Cel puțin? Cel puțin două galbene. Deci poți fi și trei? Sigur că da. Și câte poți să scoți, întreabă domnul profesor? Maxim. 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 Una. Dacă scot una galbenă, rămân două. Dacă scot una albă, tot două. Rămân ție puțin două galbene. Că dacă iau două, poți să iau două galbene și da, pune una. Sigur, maxim, numărul maxim, Davide, pe care îl scot, este doar una. Pentru că în condițiile în care scot, scot pe asta albă... Când te gândești la numărul maxim, te gândești la numere foarte mai mari, nu așa, unu, doi. Nu, analiza făcută. Ca să fiu sigur că am extras... Și mi-a rămas două, cel puțin două galbene. Deci, una. Da. Am făcut acest joc. Acum să ne întoarcem la problema noastră, Davide. Da? Ia să vedem. Deci, care e numărul minim de bile ce trebuie extras pentru a fi sigur că am extras 5 bile galbene? Aș vrea acum pe David să-l... Lăsăm să gândească și să ne spună... 4. 5 bile galbene, așa. 5 galbene sau 4, mama? 5. Numai 5, așa cum e scris. Da, cum e 5 aici. Numărul minim de bile ce trebuie extras din urnă, pentru a fi siguri că am extras în numărul acesta, printre toate bilele extrase se află... 5 bile galbene. 5 bile galbene. Dar numărul minim acum orice. Da, numărul minim de, de bile. Dar lasă-mă la și lasă-l pe David. Cam l-am lăsat pe el ca să analizeze și... Scaz 4 bile galbene. Din unde? Din? Adică din 9. Din 9. Da, deci vreau numărul minim, cel puțin bile, atâtea bile trebuie să extragem. 38. Cum ai făcut? Te rog să mă ajut să, să încerc să gândesc și să te pot urmări. Păi ca să știu sigur că am luat 5 galbene, voi scădea din 9 4 bile. Din 9 scazi 4 5 bile. 5 bile. Și atunci? Hai, du-mă, eu aștept... 4 și după aia din 9 scad 4. Ca să rămână 5 bile care trebuie să rămână. Ca să rămână care trebuie să rămână. N-am înțeles. Eu am zis ceva. Adică trebuie să fac 9 minus 4. Da. Ca să scot... 9 minus 4 înseamnă cât? 5. 5 ăsta... Sunt bilele care trebuie să le extrag. Așa, deci 5. Înțeles că 4, nu? Deci numai 5 bile extrage din total? Nu, 38 de bile. Dar de unde sunt 38? Nu înțeleg numărul cu 38. Voi aduna 12 cu 15. 12 cu 15. Cu 6 și cu 5. 12 cu... deci așa trebuie să încep. Să mergem pe următoarea variantă. Dacă încep să extrag, am ghinion și extrag numai verzi. Deci trebuie să le iau pe toate verzi și nu m-am atins de galbene. Mă duc, le iau în continuare și ghinion, le iau pe toate cele 12 roșii și încă nu m-am atins de galbene. Pe urmă le iau pe toate cele 6 albe și nu m-am atins de galbene. Iată ce situație e grea. De aceea, ca să fiu sigur, după ce le-am extras pe 15, pe 12, pe 6, 15, 12 și 6, după ce le-am extras, continuu să ies, extrag de acolo ce mai rămas din cele 9. Și acum, sigur, n-am altă șansă, n-am altă alternativă decât aceea de a începe să extrag din cele 9. Le extrag pe cele 5, sigur că le pot poate chiar pe toate cele 9, de la început, galbene. Da? Pot să fie și chestia asta. Și am cel puțin 5 bile albi de la început.
Dar, așa cum ai spus tu, mergem pe partea de ghinion, hai să zicem așa, de negație, că nu toate extragerile din prima parte se duc spre celelalte bile de culorile, de alte culori, și atunci trebuie să extragi 15, pe 12, pe 6 și în sfârșit pe cele 5, și dacă îmi rămân numai 4, atunci sunt sigur că am extras și 5 bile galbene. Deci numărul minim de extragere este de 38, ai zis, nu? Parcă 42 este număr total. Da? Număr total 42. Și din 42, dacă scădem pe cele, cât am spus, 5, exact cu 38 extrageri, da? Și aici trebuie să spunem, când ai redactat la lucrare, trebuie să zici așa. Presupunem că am avut ghinion și am avut ghinion și am extras prima parte a extragerilor, adică am fost ghinionist și am extras numai pe cele 15 verzi. 15 verzi plus 12 roșii plus 6 albe. Și rămânând numai 9, extrag și pe cele plus cât? 5. Și atunci, în total, egal 38 extrageri, da? Scriind așa, înțelege ăla care se urmărește. Corectorul trebuie să ajungă să vadă cum anume ai mers tu cu raționamentul. Că dacă nu mai ai zis așa, 42 minus 5 egal 38, nu înțelege nimic ce s-a întâmplat. Tu trebuie să-i faci dovada că ai gândit problema. Bun. Grilă? Da, nu. Doar revolvare. Da, nu a fost ca din cont. Aici a fost așa. 6 plus 12 plus 15 plus 5 egal cu 38 de bine era suficient. Da. Dar, atenție. Ce-a spus? Nu înseamnă că acolo a fost bine și dincolo a fost rău. Eu vreau să spun ca mod de de a gândi. Ei să sigur că da. Pe mine mă interesează asta. Asta ne interesează, Cristina. Deci ne interesează foarte tare cum elaborează raționamentul. Păi degeaba eu zic așa, 5 plus 12 plus 6 plus 5 egal 38, terminat? Pentru mine este irelevant. Irelevant. Pentru ei. Da, pentru deci, ei te ajută. Sigur că da. Asta este important. Important este ca ceea ce gândim corect, făcut, și redactăm ca să celălalt care urmărește să se înțeleagă despre vorba. Deci au B-ul. B-ul acum. Numărul minim de bile. Numărul minim. Ce trebuie extrase. Pentru a fi siguri. Că am extras cel puțin 4 bile de aceeași culoare. Că am extras cel puțin 4 bile de aceeași culoare. Dar ea nu mai face lucrurile astea. Te-am rugat frumos. Hai să ne disciplinăm, să fim buni colegi. Știți, oamenii valoroși sunt atât de modești încât te surprinde în modul cel mai plăcut. Da? Este realități acum, domnul profesor. Că primează altceva, știți? Știu, o prodecia, aroganța, prostirea, care sunt, fac echipă împreună și te dă deoparte, te dă de pe scenă jos. Exact. Da, nu știi cum să mai... Dar nu poți să ai respect față de asta. Na, nu. Că creștem și noi la rândul nostru destul cu un defect enorm de mare, dacă nu știi să ne gestionăm așa. Da.
Iar mă duc apropo de chestia asta. Deci vă dați seama, de 2 ani generele meu lucrează la proiectul ăsta cu brățara aceea și eu n-am știut decât acum, în ultima dată, am aflat că de fapt el are o contribuție masivă la softul acela. Când s-a dus și a de vorbă cu el, le-a spus, uite, bucata asta vă lipsește vouă. Nu puteți face treabă decât dacă țineți cont de mine. Cum? S-au uitat ei acolo și el care conduceau proiectul. Da, vă conving. Dați-mi 2 săptămâni și vă conving că asta este motivul. Și acolo el a lucrat, dar nu a spus niciodată că el are, conduce echipa aceea și că are contribuția lor, încât fără el acolo nu se poate. Da? Deci vă dați seama, mi-aș fi dorit să știu și eu. N-am aflat decât așa într-o discuție, să spunem, colaterală cu de la Aura. De la fiică mea. Așa vreau, așa, tot la fel, știam din clasa, am fost elev, știu foarte bine. Nu venea repede, spun eu, fac eu, trec eu, nu știu cum, nimic. Nu. Da. Să citesc și eu problema, că n-am înțeles-o, nu știu despre vorba. Deci asta este urna cu aceeași compoziție. Ce înseamnă numărul minim de bile? Adică cel mai puțin cu putință, ca număr, încât să fiu sigur că am extras cel puțin 4 bile de aceeași culoare. Adică, Davide, ce înseamnă? Am extras cel puțin 4 bile de aceeași culoare. 4 bile, adică concret. Adică 4 bile. Ori albe, ori galbene, ori roșii, ori verzi. Deci în grupul acela bile care le-am extras, când le desfac, trebuie să fiu sigur că am, găsesc acolo cel puțin 4 bile de aceeași culoare. Pot să găsesc 6, poți să găsesc 9, poți să găsesc 12, poți să găsesc 15. Nu fără din aceeași culoare. Adică nu câte 4 din aceeași culoare. Nu câte 4 de fiecare culoare. Asta atenție, nu câte 4 din fiecare culoare. Ci vorba de a fi sigur că avem ori 4 albe și celălalt una albă, una neagră, nu știu ce, ori 4 galbene și celălalt câte una. Sau niciuna. Poate să fie niciuna. Da? Ori 4 roșii, dar 4 de una din culorile acestea. 4, să fie clar, una din culorile acestea. Câte bile ca număr minim să extragem? 10 extrageri. Ia să zicem, 7 extrageri, 2 extrageri. Minim, dar 2 se poate are? Am zis eu 2. Păi cum să fie 4, cel puțin 4 de aceeași culoare, să extrag 2. Nu se poate așa ceva. Deci de la 4 extrageri încolo. Mă gândesc, la 4 încolo. Dar dacă fac 4, pot să fie una de o culoare, una de o culoare, una de o culoare, una de o culoare. Numai 4. Nu-i bine. Dacă fac 4 extrageri, pot să fie 2 de o culoare, 2 de o culoare, și celelalte, câte una, dintr-o altă culoare. Și totuși, pentru noroc, domnul profesor, ați putea, pentru noroc, așa. Da, nu sigur. Nu. Eu trebuie să am siguranța când le-am făcut. N-am nici altă soluție decât asta, să fiu sigur. Mai întâi, ce am făcut acum, Davide? Ce am făcut în prima parte a problemei? Am încercat să înțeleg problema. Fără a o înțelege bine, bine, ce-mi cere, nu am nicio șansă să mă apuc, pentru că dau o soluție greșită. Corect. Aici n-au ei răbdare, domnul profesor, am sesizat. Deci noi stăm poate și o oră la o problemă, ei vor în 2 minute să facă. Păi, dragilor, știți că eu stau uneori și săptămâni întregi la o poziție de o problemă? Deci săptămâni întregi, nu-i vorba de o zi, două. Așa trebuie să înțelegeți. Când problema mă frământă și m-a prins, trebuie să-i găsesc soluții. Spun, măi, ce nu înțeleg eu aici? Unde nu se cuplează? Care-i motivul? Deci așa trebuie, nu? Bă, nici n-ai terminat de citit și vrei soluția. Deci, finală, rezultatul final. Da, și corect. Da. Și corect.
Da. Aici au pierdut ei, într-adevăr. Așa, asta e una din hipile mari. Și noi n-am reușit să ne disciplinăm chestia. Deci, mai ne-au dat problema. Deci îmi cere numărul minim, Sofie. Da, s-o strâns lumina. Stă cineva... roșu. Da, stă cineva prin noi și ne-a dat un semnal că nu mai este... Nu avem sonar. Foarte frumos. Insistăm, Davide, vreau să încep să pornim, să intri în probleme, Davide. Gata, dacă am înțeles-o, intrăm în probleme. Vreau de la tine raționamentul. Te rog tare mult să te concentrezi foarte bine. Ia așa, prin încercări, ia zis, hai să zic că am făcut 7 extrageri. La 7 extrageri, ai tu siguranța, Davide, că ai 4 de cerci școlare? Dacă sunt norocos, da. Dacă ești, nu. Păi nu merge cu norocul aici, merge cu raționamentul matematic, da? Nu cred. Deci numai 7. Am luat așa la întâmplare, 7 extrageri. Nu pot să iei 4 de cerci școlare. Și câte oare să iei? Nu, nu că știm noi, dar să ne gândim. Logic, nu că știm răspunsul din barem. Păi, dar eu nu știu. Exact. Apar n-am. Pe mine mă interesează acum să ies la suprafață. Dar vedeți ce șmecheria? Păi zici, nu pot să iau. Dar vezi ce șmecheria? Că nu știu. Nu știu soluția. Eu nu știu. Și ce fac acum? Încerc să pătund ușor, ușor în problemă, ca să văd o idee de undeva să apară, să mi se aprindă și mie beculețul. Că nu știu ce să fac. Davide, sunt exact ca tine. Nu știu cum ai fost tu la lucrare. Pentru că tu ai fost la lucrare fără barem în față. Sigur că da, nu știi. Așa sunt eu acum. Deci așa sunt eu acum. Credeți-vă, așa sunt. Da? Și vreau acum de la voi să văd cum gândim această problemă. Și te invit pe tine că tu ai fost, ai avantajul exact de a fi fost la examen acolo și știi problema asta. Adică nu rezolvarea, știi? Cum ai gândit-o? Ai stat acolo câteva minute acolo cu ea. Deci, am zis 7, da? 7. Deci cu 7 extrageri nu putem acoperi 4. Din ce motiv? Poți iau 2 galbene. Deja au văzut la 8. Nu-i bun. Nu ne asigură 10. Hai 10. Să zicem 10. La 10. Ca să fie 10. Adică eu mă gândesc la situația. 3. Una. De ce nu vă gândesc la 2. 2. 6 deja și cu 4, 10, zice. Da? Și cu 4, 10, da? 6 și cu 4, 10. Așa că mă gândesc la partea ghinionistă. Adică eu să văd că extrag câte 3 din fiecare culoare. Câte 3? 3 de aici, 3 de aici, 3 de aici, 3 de aici. El a scris 10. Așa. Tu ai scris 10. Am înțeles, dar ai înțeles 10 acum. Că e forța mâna. 2, 6 și 4 aici, ca să iei de o culoare. Da, oricum, orice și făcut, aș fi putut să iau. Vezi, gândeam aici și spun că am luat 3 și încă una. E, aici e povestea. 3, 4, 3, 12. Și când la 4 o iei, o iei din una din culori. Și gata, ai 4. De bea aici, ți-a sigur. Vezi ce tare e problema? Deci 3, 4, 3, 12. Și mai bagi o dată mâna acolo, în grămadă, și una din ele este. Ba da, hai gândește, ai scos 3 albi. Stai. Deci am scos 3 albi, am scos 3 galbene, am scos 3 roșii și am scos una. 3 verzi. Și ai scos 3 verzi, deja ai 3. Câte 3 din fiecare, după profesor, nu 10. Câte 12, 3 ori 4. Deci ai scos 3 verzi, 3 roșii, 3 galbene, 3 albi. Și mai bagi o dată mâna. Ce culoare ai acolo? Alb, galben, verde, roșu. Și tu scos verde. Verde. Păi și foarte bine. Și aveai 3 înainte și cu una care ai scos-o verde, ai 4 de aceeași culoare? Nu aveai 3 înainte, mamă. Păi asta zice domnul profesor. Mergem pe... Pe negație. Pe negație. Păi când da, asta am zis și eu. Păi dacă luăm 3, luăm 3 albe, luăm da. 3 galbene și 3 roșii. Și 3 verzi. Și 3 verzi. Nu mergem pe 10. Mergem pe 12 plus 1. Da, și luăm 3 verzi și... Nu se poate. Și când am băgat mâna a 13-a oară... Da. Având câte 3 din fiecare, când am băgat mâna a 13-a oară, sunt o culoare.
Da. Indiferent care culoare. Da. Voi avea de o culoare 4 bile și rest? Așa. Nu e clar? Ca lumina. Mai insist o dată. Deci, ghinionul este că extrag de mai multe ori, nu? Dar numărul minim. Asta e minim. Minim de extracție. Da. Deci numărul minim de extracție. Și atunci, îmi imaginez că n-am avut șansa să iau deodată pe cele patru. Am luat din patru, doar trei au fost albi și nu au fost galbenă. Să zicem, da? Da. Și încă o dată acum, continuu să facă extrageri și distribuția se face 3-3-3-3, că n-am ajuns la 4. N-am ajuns la 4. Atunci, minim de extrageri trebuie să fie 4 ori 3, 12. Că sunt 4 culori, oricât e 3 la fiecare, da, ca să ne asiguri 3 bile. Și acum când bag la 13 oară mâna în urnă, iau una din ele. Dar oricare aș lua una din cele 4 culori. Corect. Cum cele trei au fost extrase, câte trei de fiecare, a patra, sigur că s-ar putea, din cele 13... Nu stați, dacă dumneavoastră spuneți că scoateți de câte trei, în problemă spune că e o cutie, de unde știți că scoateți, cum se spune, trei galbeni și trei albe, dacă le scoateți pe toate alea șase albe. Sunt foarte fericit, foarte fericit, dar am cel puțin patru. Dacă în alea 13 sunt șase albe, Foarte fericit. Am însă cele patru acolo. Și dacă, cum am spus de nevoastră, scoatem 13 vire, nu? Da. Și dacă eu le scopă toate 13 alea vers. Vers. Sunt foarte fericit. Foarte fericit. Păi am patru vers? Am patru. Dar le scot roșii. 12 și una albă. Sunt foarte fericit. Am patru roșii. Dar dacă mai adaug și... Să fie de aceeași culoare. Negre. Să fie de aceeași culoare. Da? Deci, vedeți, raționamentul este foarte atent făcut. Că am zis așa. Să vedem eu în situația în care am ghinion și nu ajung la 4. Adică am numai câte 3 de fiecare. Numai câte 3. 3. Da, și atunci 12 extrageri trebuie. Da, acele 12 extrageri. Și până când bag mâna în urmă, oricare din ele, e problema la... Dar nimeni nu a luat punctajul maxim la matematică, tocmai din cauza acestor două puncte, știți? 14 puncte astea, nimeni nu a luat. Da. Copii. Dacă se întâmplă așa, este semn că a fost corect. Da, așa și este. Adică trebuie să vorbim românește. Da. În condițiile în care sunt și copii care au făcut perfect ăsta, acele sunt deja date. Nu le-a făcut. Nimeni. Da. Atunci a fost corect chestiunea și bravo lor, le fericit. Așa trebuie să fie peste tot. Că în condițiile astea ne adresăm copiilor cu potențial care au deprinderea de a elabora raționament corect și au inventivitatea asta. Am mai vorbit de atâtea ori. Creativitatea. Exact. Da? Dezvoltăm aici latura asta, școala română. Să redactăm da. Presupunem că n-am avut șansa să scoatem minim 4, dar ea, fiindcă mama a intervenit, uite, îmi fac și eu timp să spun așa, ordonează-te că efortul este făcut maxim și de mama și de și pentru mine, tine, nu-i pentru și noi. Totul pentru tine. Deci este mare problemă în comportarea ta în timpul lecției, pentru că nu știi să fii respectoasă cu tine însuți. Eu vorbesc de respectul pentru tine, cu tine însuți. În sensul acela, deschidem gurița, vorbim clar, nu ne mai alintăm că suntem în perioada aceea, când poți să vorbești în vârful limbii așa, nu are rost. Da? Da? Suntem în fața unor lucruri, le spunem pe nume. Eu îi mulțumesc mamei că mă lasă să spun niște lucruri da, directe. Da, sigur.
Că numai așa te poți îndrepta. Da? Bine. Să știi că nu te mai păsuiesc niciodată. Dar chiar vă rog, domnul profesor. În lecție o să te atenționă sferea. Deschide gura și vorbește corect. Da. Presupune că n-am avut șansa să scot minim 4 de aceeași culoare, da? De aceeași culoare în primele primele extrageri. Faptul că n-am avut șansa să în primele extrageri înseamnă că am extras câte 3 de fiecare culoare. Asta înseamnă deci rezultă că am extras câte 3 de aceeași culoare. Și atunci avem cum și virgul, avem 4, că sunt 4 culori, ori 3 egal cu 12 extrage. Da? 12 extrage. Cea de-a 13-a extragere ne rezolvă problema. Cea de-a 13-a extragere ne rezolvă problema. Pentru că orice bilă ar veni din cele 4, completează setul celor 3, da? Ajungem la cele 4, da? Deci, cea de-a 13-a extragere ne rezolvă problema pentru că oricare ar fi culoarea, bila va completa setul de 4 bile. 3 erau extrase. Deci, va completa setul de 4 bile. De la problema, pentru că va completa, aici, nu? Nu, ne va rezolva problema, pentru că, două puncte. Oricare ar fi simbolul, oricare, da? A scris prescurtat, simbolul matematic, așa este, oricare, da? Oricare, așa se scrie matematic. Da? Scrie tu cuvinte, oricare, da? Pentru că oricare ar fi culoarea bilei, bila va completa setul de 4 bile. Cea de-a 13-a e deșteaptă, indiferent de ce culoare va fi, va completa. Setul de 4 bile. Așa a fost problema. Dar mai este și ce? Vreau să mai facem noi o problemă, dar facem... Dar trebuie să facem și ce-ul după ce facem, ca să fie problema completă. La ce este numărul? Acum mă ajutați voi la ce? Da. Bă, eu... Aici dădea 8 puncte la ce? Ăsta 6, 6 și 8 puncte. 2 zi, 2 puncte era tot subiectul. Foarte tare. Da. Foarte tare problema. Exact. La ce? Și acum trebuie să mă ajutați că... Da. Chiar am emoții, s-ar putea ce o să fie mai interesant, după cum punctaj, eu așa-l văd. Așa.
La ce? Numărul maxim. Numărul maxim. De bile ce trebuie extrase pentru... bile. Ce trebuie extrase pentru a fi sigur. Pentru a fi sigur, și am că rămân în cutie. Că rămân în cutie cel puțin 3 bile de aceeași culoare. Cel puțin 3 bile de aceeași culoare. 3 bile, da? Da, de aceeași culoare. Încercăm să vedem cam cât te-ai dus, până unde te-ai dus și de ce n-am mai continuat, începem o discuție. Nici eu nu știu să o fac, mă, sunt exact ca tine. Atunci, ca tine atunci. Da. Acum tu ai o altă poziție, să zic, altă... Sau dacă n-ai făcut-o, poate să spună, n-am făcut. Spun, eu și-am uitat. Ai și uitat ce ai făcut, da? N-ai încercat mai nimic, haideți să fim așa, că ți s-a părut atât de complexă, nu? Maxim de bile. Uite, uite, hai să luăm structura asta. Mai mică, adică mai mică, da. Pornim de aici. Dacă ar fi fost 7 bile albe și 3 galbene, câte bile să extrag maxim de bile să extrag pentru a fi sigur că în cutie au rămas cel puțin 3 bile de aceeași culoare? 7. Să le extrag pe cele 7, da? Dacă trag, extrag pe cele 7, adică pe toate cele albe, au rămas 3 negre. Dacă le extragem pe cele 3. Pe cele 3 și încă 4, iar rămâne... Deci nu, asta, mama ce spune, este esențial. În timpul în care am pornit discuția, persi ce este mai important. Și uite, trebuie să fug acum spre ceea ce se întâmplă cu filmul. Așa se întâmplă, dragilor, la școală. Exact. Deci copii, aici sunt doi copii și sunteți voi mamele în spate și exact. Vă uitați tot timpul și vedeți cam cum care este. De aceea, toată explicația profesorului zboară. Exact. Iar în film o puteți vedea. Deci evoluția pe care o produc eu în video manual este asta. Că acolo, ți-a amintit tu copil că nu știu ce s-a făcut celălalt în pauză, că nu știu ce e, găsești tu, îți mulți atenție, desenezi ceva, ceva. Și a zburat toată explicația. Și n-am înțeles, mama. Și n-am înțeles, nu știu ce a făcut acolo. Exact. Dar dacă filmul este făcut a lecție, nici profesorul nu mai poate să-și bate joc? Să spună, da? De oră, nici elev nu are nicio scuze și eventual acasă când ajunge, copilul poate să le vadă. Băi, acolo a fost gură cască, iată că acum pot vedea. Dar uitați-vă la mine și la Cristina, atitudinea cum vă ascultăm, cum suntem ochi și urechi, pentru că așa am fost noi obișnuite să facem, crescut, educat, da. Și așa făceam. Așa, da? Și uitați-vă cum noi prindem toată informația și ei, oare nu se termină ora mai repede. Stau la plajă, exact. De multe ori. Și de aici, marele necaz. Păi așa ne convingem noi, din foarte multe chestii. Sigur că da.
Deci nu au stabilitate în gândire și nu vor să urmărească, parcă refuz, parcă nu-i pentru mine. Dar asta e esențial, e pentru voi, nu-i pentru mine. Eu și Cristina am înțeles de mult problema asta. Uite-te, Dare, hai să le luăm din nou. Am zis așa, care e numărul mii maxim de extrageri pentru a fi sigur că în urnă îmi rămân cel puțin 3 de aceeași culoare? Și David i-a dat răspunsul că 7 ar fi. 7 se extrag? 7 se extrag. Și acum trebuie să discutăm. E bine? Dacă, da, deci, toate. Dacă extrage 7, eu rămas... Poate să extrage ori 3, ori 4, și tot 3 rămân. Poate să extrage tot 7 ori și tot 3 rămân. Deci, e limpede că numărul maxim de extrageri ar fi... Dar vezi că se rămâne cel puțin 3, de la 3 încolo. Nu. Cel puțin 3, adică 4. Deci, de ce? Să rămână... Cel puțin. Ce înseamnă cel puțin? În cel mai rău caz, 3. Dar poți să rămână și 4, și 5, și 6, și 7. Ei, da. Păi da, măi, uite. Dar atunci maximul e 1. Deci, o singură extragere. De ce o singură extragere? Păi ca să știu că am rămân din... Poate să-mi rămână mai mult de 3 bine. Poate să-mi rămână... 6 galbe și 3 galbene, poate să rămână 2 galbene și 7 albe. Da, aici am zis 3, am lăsat compoziția de 3. Dar noi să facem așa, să fie 5 galbene, da? Da. Care e numărul minim de extrageri pe care îl facem pentru a fi sigur că ne cel puțin, numărul maxim de extrageri, pentru a fi siguri că rămân cel puțin 3 bine de aceeași culoare. 1. Maxim. Asta e minim. Cât e să scot eu ca să fiu sigură că mi-au rămas 3 de aceeași culoare? Cel puțin 3. Dacă mi-au rămas 4, mai bine. Că e 1. Ne rămân câte în cutie că cel puțin 3 bine de aceeași culoare. Da. În cutie cel puțin 3 bine de aceeași culoare. 6 bine. Stați. 8. De ce? Pentru că, de exemplu, eu sunt din o listă și le-au putut toate cele 7 albe. Și iau una galbenă care mi-a mai rămas. Sau iau 5 galbene și apoi 3 albe și îmi rămân tot 4. Sau iau doar 2 galbene și doar 2 galbene și tot așa și tot o să-mi rămână. Deci 12 de toate, domn profesor, și ca să fiu sigur că mi-a rămas 4. 8. Scot 8 și e numărul maxim pe care îl pot scoate. Așa. Deci sunt 12 de toate. De toate, da. E 4 ori 3, 12, nu? Nu, 7 cu 5, de-a dat exemplul ăsta. Așa. Așa. Și dacă scoate 8, îi rămân 4 bine. Și indiferent că sunt albi sau galbene, de aceeași 3, cel puțin 3 sunt de aceeași culoare. Deci, da? Deci 7 cu 5, 12, da. Și dacă scoatem 8, da, numărul maxim, 4, așa, da. Îi rămân cel puțin 4. Care sigur vor fi de aceeași, chiar dacă, așa, asta mi-a sigur mie 3 de aceeași culoare? Da. Stai puțin, mine, dacă îmi rămân 4, dacă scot 8 și îmi rămân 4, mi-a sigur mie 3 de aceeași culoare, dacă sunt 22. Asta. Hm. Domn profesor. Aici e problema. Hm. Da. Deci 2 și 2 nu mai am. Nu mai am, 3. De aceeași culoare. Că da. Deci dacă scot 7 și îmi rămân 5, atunci 3 și 2. Am cel puțin 3. Asta e poate. Deci 7. 7, nu 8. Deci de aici, din compoziția asta, 7 trebuie să scoate. Deci hai să urmărim, Daria, și tu, Davide. Să urmărim cu atenție. Dar vine 12, că ăștia stresați, că autez mâini. Hai că ne oprim. Stați puțin. Mai analizăm. Da, da? Autez mâine la matematică, că vedeți chisa mâine, ai scoate. Devenim din 100%. Da. Cum mai e? Se uită la noi, da, și zice, băi, dar terminați-o cu poveștile voastre. Ne oprim aici. Da, la revedere. Am discutat.